Bine am regăsit la partea a doua de accesorii pentru Tesla. Am văzut un suport foarte bun din partea voastră la episodul anterior. Astăzi am pregătit alte colete și din nou nu mai știu exact care cum este, pentru că multe colete sunt venite din luna decembrie. În momentul de față filmăm la jumătatea lunii februarie. Așa că hai să vedem ce colete avem de deschis astăzi. Și foarte important, înainte să începem, nu uitați, dați acolo pe butonul de like, pentru că următorul clip o să fie un clip special în care montăm niște lucruri foarte mișto pe mașină la aspectul exterior. În primul rând, ce ne lipsește nouă din acest peisaj este un pachet imens pe care l-am pus pe story. Să vă pun acum o secvență cu acel pachet. Mare colegi, ce a venit din China pentru mașină, ce credeți că se află aici? S-au strâns o grămadă de colete deja pentru mașină pe care nu le-am desfăcut. Este practic ceea ce mulți dintre voi ați ghicit, este eleronul mașinii. Dacă vreți să vedeți cât mai repede clipul în care montăm acel eleron pe spate, plus câteva accesorii pe care le avem aici și o să vă arăt imediat, dar hai să nu mai stăm în discuții și să începem videoclipul, pentru că am văzut că vă plac videoclipurile de genul. Scoatem una alta magică. Miruna este cameramanul nostru de astăzi, așa că te lăsăm pe tine, Miruna, să alegi ce pachet deschidem noi. Primul, ia spune tu. Uite-l pe ăsta micu. Pe ăsta micu? Ca idee, cum am pregătit acest video? Au tot venit pachete, dar au venit o grămadă de pachete și mereu le-am pus aici în portbagajul din față și le-am lăsat în portbagajul din față și s-au întâlnit o grămadă de pachete aici, după cum vedeți. Așa că hai să vedem ce se află în acest pachet. Vă dați seama că imediat o să văd ce este, o să-mi aduc aminte cu ce se folosește sau care e treaba. Hai să vină cu aici, mai am vinut să vedem. Deci, cam așa se prezintă. O, știu ce e asta. Știu ce este asta. Ia spune-mi tu, Miruna, ce crezi tu că e asta? Nu știu, dar e frumoasă. Primul accesoriu, un lucru foarte important. Mi-aduc aminte ce e asta. Hai, nu aștept să-ți arăt ce e asta. Ne aflăm în mașină. Accesoriul ăsta, unde crezi tu că se pune, Miruna, azi? Unde crezi tu? Uite aici. Unde crezi tu? Undeva pe aici, printre astea. No. Deci, accesoriul ăsta, dacă v-ați dat seama sau nu, aici. Mamă, cât de bine vine! Cred, ce bine arată. Uite, și dacă scoatem și chestia asta de Tesla, e perfect, guys, pentru că eu mai veneam cu niște sticle mai mici și se tot mișcau. Și uite, nici măcar n-am dezlipit banda aceea 3M și văd că deja stă foarte bine așa. Deci cred că nu o să o lipesc și mai bine o las așa și uite, deja e foarte ok. Și uite cât de bine vine. Testul cu cea mai mică sticlă subțire așa stă mai bine decât stătea înainte, tot se mișcă, dar se mișcă mai puțin decât se mișca înainte. Oricum, mai avem un accesoriu pe acolo, care cred că o să fie, vedem dacă mai bun sau nu. Pachetul numărul 2. Miruna, tu alegi. Cred că asta. Asta, o, are ceva roșu pe aici. Ia să vedem noi ce se află aici. What? E deja deschis? Ok, avem China pe aici, mult China. Ce e aici, frate? Oi. Cred că știu. Mamă. O da. Ia uite așa. Ce crezi că e asta? Se pune la asta. La camere laterale? Da. Mamă, ce le-a nimerit, Miruna. Exact aici. Mamă, cât de bine o să arate. Ia uite. Exact aici o să vreau să montez. Părere, vreau să-mi spuneți acolo în comentarii. O să mă duc și o să o montez aici. O să vedeți în episodul următor cum lipim treaba asta pe mașină. Plus spoilerul de pe spate. Putea să fie ori de carbon, putea să fie ori negru lucios. Eu am ales negru mat pentru că mașina are negru mat. Negru mat. Așa că treaba asta se combina destul de ok. După cum vedeți, se potrivește și o să arate foarte bine. Asta este oricum pentru partea stângă, dar o să arate oricum foarte bine la această cameră. Dacă facem repede repejor peste 2000 de like-uri la acest episod, o să vă postez clipul în care mergem la garaj și lipim spoilerul plus aceste chestii pe mașină. Dacă aici erau chestiile alea de părți, aici ce se află? Că eu credeam că aici este. Ce o fi aici? Mă, e o chestie grea aici. What? Ridică tu asta. Da, nu-i pentru mine. Care este următorul? Haide să luăm și o pungă. Da, tată. Mamă, cum miroase, ești nebun. Bine rău. Tot ceva greuț avem aici. Nu o să-ți dea Miruna seama niciodată ce-s astea. Ia spune, Miruna. Le pui la roți. Patru de astea. Le pui la roți. Nu.
Când mașina este ridicată pentru a pune când mașina este ridicată pe cric, este recomandat să aveți așa ceva sau când o tractați, pentru ca să nu afectezi bateria de dedesubt, pentru că bateria este în podea, iar atunci când tractezi mașina, când o iei de dedesubt, ai nevoie de chestiile astea ca să nu afectezi cumva bateria, știi? Deci o chestie bună, atunci când e cazul să tractezi mașina, e o chestie chiar importantă să ai la test la treaba asta. Na, care este următorul pachet? Nu pe ăsta. Ăsta? Da. Aceste pachete sunt luate de pe AliExpress. Sunt accesorii pentru test, la aia să vedem. Ce avem noi aici? Oh, știu ce e asta. Este exact chestia aia pentru cup holder de care v-am spus. Ia să vedem. Și asta e de cauciuc. Păi și asta arată ok. N-arată rău nici asta. Nu mai se mișcă foarte mult. Se clintește, dar când accelerezi și toate astea nu se mai mișcă. Oricum e mai bine decât fără. Adică fără se vede deja care e treaba. Adică... Întrebarea episodului pentru voi. Ce părere aveți dacă să păstrăm chestia asta sau chestia asta pe mașină? Alegem tu acum care este următorul. Îl luăm pe ăsta. Ăsta fragil? Da. Hai să vedem ce e în ăsta fragil de aici. Sunt curios să văd ce este în el. Ia să vedem. Ce e aici, frate? Oh, vezi că asta e în Turchii. Hai să desfacem 3, 2, 1 și... Oh, știu ce e ăsta. Uite ce avem aici, tată. Încărcător. Nu, deci știi ce e asta, Mirona? Mm. Este un prelungitor industrial care are, cred că, 20 de metri, dacă nu mă înșel. Dacă, spre exemplu, ești într-o cazare unde priza e destul de departe de tine și încărcătorul normal nu te ajută, nu e destul de lung, o să ai nevoie de așa ceva. Adică, extins, practic, puterea 20 de metri. Și eu zic că pentru 80 de lei e ok. Trei colete mai avem. Ăsta mare, alb și ăsta. Ia zi, Mirona. Albul. Albul? Da. Să vedem ce se află și aici, ia să vedem. Ador să fac clipurile astea, vă zic sincer, pentru că eu chiar nu mai țin minte ce chestii vin și parcă mă bucur mai mult acum, știi, când le văd și zic, da, bă, aveam nevoie de asta. Știi, chiar sunt mișto. Ce asta? Oh, boys. Bă, nu știu dacă o să fac asta, dar o să fac asta. Deci, vedeți treaba asta? Este un compartiment secret. Hai să vă arăt unde îl punem. Vă dați seama că nu o să mai fie niciun compartiment secret dacă o să pun treaba asta pe vlog, dar nu e nicio problemă. Dacă punem aici, Mirona, ia uite. Părere? Efectiv, nimeni nu se așteaptă ca acolo să fie ceva. Știi? Și bam. Și spui aici ce ai depus. Și după ce ai închis. E o chestie bună în principal pentru că îți poți face loc de încă un loc de depozitare care în mod normal nu era niciun loc de depozitare. Adică, vedeți, este pur și simplu un spațiu gol în mod normal aici și cu chestia asta ar poți face un spațiu de depozitare. Să-mi spuneți acolo ce părere aveți de chestia asta. După textură, eu îmi dau seama ce e aici. Ce părere crezi că e aici? Un tricou Tesla. Nu, no. Nu e un tricou, dar e ceva folositor. Sunt 5? Sunt 5. Da, sunt cârpe de microfibră cu care poți să ștergi mașina după ce o speli. E o chestie foarte bună, cred că am dat vreo 10-15 lei, 20 de lei, n-ai baște cât am dat de pe AliExpress. Și sunt niște chestii destule bune, adică... Ia pune mâna mea la puțin. Wow! Vezi? E un material foarte mișto și avem 5 de astea. Vezi? Frumos! Mai avem acum ăsta mare, nu? Da. Ăsta mare. Ăsta micu. Ce crezi că e aici, Mirna? Ia zic, e atât de mare, ce crezi că e aici? Eu nu știu ce putea să fie așa mare pentru mașină. Hai să vedem. Este... Oh my god. Ouch. Sunt efectiv covorașe. Printat 3D dintr-un material super mișto. Deci chiar e super mișto materialul. Asta a fost prima mea comandă de preșuri de iarnă. Am comandat chestia asta, Miruna, în octombrie. În octombrie. Și mi-a ajuns acum în februarie. Ca idee. Asta e ultimul colet care mi-a ajuns și mi-a ajuns acum în februarie. Gândiți-vă că până acum mi-am cumpărat alte preșuri de iarnă, dar astea oricum probabil o să le folosesc pe timp de primăvară, pentru că sunt un pic mai arătoase decât alea din mașină poate și sunt tot la fel bune pentru all season. În următorul video o să vedeți cum o să schimbăm aspectul exterior la mașină cu acele părți de aici la cameră care arată super bine și cu acel spoiler de pe spate care să vedem cum o să iasă, dacă o să fie fail sau dacă o să avem norocul să iasă totul cum trebuie. Vedeți următorul video care e treaba. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii care este accesoriul vostru preferat din tot ce ați văzut aici. Vă pup, guys, ciao!